Olimpiu Moruțan s-a transferat la FC Botoșani la sfârșitul anului 2016 de la Universitatea Cluj. La numai 18 ani, fotbalistul ardelean a reușit să impresioneze prin evoluțiile sale la mijlocul terenului. Creșterea sa la FC Botoșani a fost însă de-a dreptul spectaculoasă. După numai jumătate de an petrecut pe stadionul municipal, Moruțan a primit numeroase oferte din Olanda, Rusia, dar și de la cluburile mari din țară. Totodată a fost convocat de două ori la Naționala de Tineret a României. Cea mai spectaculoasă creștere este însă pe piața transferurilor. Cota lui Moruțan a crescut aproape de 4 ori în numai 6 luni. Dacă la sosirea la Botoșan valora 100.000 de euro, în luna august a acestui an, cota lui Moruțan a ajuns la 400.000 de euro. Mai mult decât atât, după ce a fost în vederile lui Gigi Becale pentru FCSB, Moruțan a ajuns să fie propus de Ioan Andone, rivalilor din Ștefan cel Mare.